după o perioadă cât Adrian a stat singur pe live și a vorbit cu cei care urmăreau acel live, dar ea a apărut, se machia și de aceea nu a putut fi prezentă încă de la început, dar după a interacționat și ea cu urmăritorii, ea a spus că vor face revelionul la un club al unui prieten, acolo unde mergea și înainte să intre în casa Mireasa și a întrebat cineva dacă e bun la pat Adrian și a zis că e bun la toate și a apoi a zis că încă nu știe și a început să râdă. Au vrut să intre live cu Alex, dar nu era activ, nici nu a răspuns la telefon, l-au sunat, dar nu a răspuns. În schimb, a văzut Luiza că cei doi fac live și a intrat împreună cu ei, spunea că va veni și ea la Cluj pe data de 30 și va pleca pe întâi, va face revelionul undeva prin zonă. Adrian a chemat-o să vină și ea să facă împreună revelionul, dar ea spunea că nu mai sunt locuri la clubul respectiv și Luiza i-a răspuns că oricum vine cu niște prieteni, au stabilit în altă parte, dar e posibil să se vadă, poate pe 30.